Polițiștii suceveni organizează activități de informare și responsabilizare a tinerilor și părinților în scopul prevenirii unor situații victimale sau de risc pentru copii. În plus, pentru promovarea valorilor reale, polițiștii identifică pe cei care doresc să fie voluntari în activitățile preventive și să-și asume rolul de formatori de opinie în rândul colegilor. Este și cazul lui Viorel, un copil de 6 ani din comuna Șcheia. Tatăl și bunicul lui Viorel, precum și alți membri ai familiei, sunt preoți respectați în comunitate și au inoculat tânărului valorile sociale și spiritul binelui. Deși el a o vârstă fragedă, Viorel știe deja multe lucruri despre societate și are o dorință în plus față de ceilalți membri ai familiei să facă mai mult bine și să construiască o lume mai bună, mai corectă. Cu ceva timp în urmă, Viorel i-a dezvăluit tatălui marea lui dorință, aceea de a deveni polițist când va fi mare. Astfel că în acest weekend de ziua lui, când a plinit vârsta de 6 ani, autospecialele de poliție și polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Șcheia, câteva elemente de recuzită, dar și dulciurile primite, le-au responsabilizat pe Viorel, care va fi un sprijin real pentru polițiști în activitățile preventive pe perioada vacanței de vară, dar și după ce va merge la școală într-un nou început în clasa pregătitoare.